crashing down and into the plane. All things are burning up in flames. We're going under, bang bang like thunder, bang bang like thunder. Ca să vă fac așa un pic de context, la mine este 10 seara. Astăzi nu m-am machiat și urma să mă schimb și un pijamare și să mă bag în pat. Să văd ceva Netflix, mă rog. Și mă gândeam la ce urma să filmez pentru zilele viitoare, că voiam să fac eu un tutorial, aveam așa o idee de bronzy look, mă gândeam la un clip cu trucuri de machiaj, aveam mai multe idei. Însă de-a lungul timpului mi-am tot adunat așa produse care nu-mi plăceau ca să fac din nou un tutorial în care să folosesc produse care nu-mi plac, care m-au dezamăgit, cu care nu mă înțeleg. Și zic din nou pentru că eu am mai făcut un astfel de clip în urmă cu ceva timp. Și mi-amintesc că am rămas, adică m-am simțit foarte nașpa pe parcursul acelui clip, pentru că nu e deloc o plăcere să te machiezi produse care nu-ți plac. Adică, ce să zic, e doar foarte funny, să zic, pentru audiență, poate și pentru mine, o să vedem. Faza cu aceste clipuri este că cumva demonstrează, vă demonstrează vouă exact de ce nu ne place nouă celor care creăm conținut pe YouTube un produs. Să vedeți exact care e treaba în acțiune, cu dovezi, și că nu ni se pare nouă, dar în aceste clipuri există și posibilitatea ca să ne răzgândim. Să zicem că, nu știu, am testat un produs o dată de două ori, nu ne-am înțeles, dar în clipul ăsta, folosindu-l din nou, poate cu altă tehnică, poate cu altă pensulă, habar n-am, depinde despre ce este vorba, a început să ne placă. Așa că eu sunt deschisă, mi-aș dori ca unul dintre aceste produse să-mi placă și să mă înțeleg mai bine cu el, dar eu zic că sunt șanse mici. Am aici produse pe care voi le știți, cred că cam pe toate, aproape. Sunt produse pe care le am de mai mult timp, gen de, nu știu, anul trecut, când am și făcut un clip în care am inclus toate aceste multe produse de buze, pe care atunci cred că le-am aplicat și le-am arătat. Dar probabil că vom face asta și astăzi ca să ne distrăm. Mi-am adus și vestele numere aici, pentru că pentru buze o să am mai multe produse de aplicat. Și am și pentru față mai multe chestii, am multe bronzere, aparent cu bronzerele am o problemă, dar oricum, ideea e că produsele pe care o să le arătez în clip nu sunt, cum să zic, diavolul, nu sunt cele mai rele produse din lume, sunt groaznice, sunt, fie, nu știu, e culoarea greșită, fie nu mi se potrivește mie neapărat, fie l-am aplicat toate două ori și mi s-a părut că e groaznic, dar asta nu înseamnă că s-ar putea, adică asta nu înseamnă că vouă nu o să vă placă. Știți, disclaimer-ul cu genul ăsta de clipuri cu o tentă mai negativă. Voi începe cu un produs pe care l-am folosit de două ori și de fiecare dată trebuie să mă demachez. Și îmi pare rău să zic chestia asta pentru că eu sunt atașată de brand. Este vorba despre Hello Body, despre acest BB cream. De fapt, e un tinted face cream. Eu l-am în două nuanțe împreună cu această pensulă. Nu știu exact care e treaba. Recunosc și eu că nu le-am folosit separat, adică de ambele dăți am aplicat produsul cu pensula și după aia când am încercat eu să revin cu burețelul n-am mai avut nicio șansă, dar n-am încercat să aplic produsul cu burețelul. O să fac asta pe viitor, dar deocamdată, de dragul distracției, nu o să aplic, să vedeți și voi care e treaba. Pensula asta e o pensulă foarte fină, foarte densă, o pensulă kabuki, pe care o puteți lua ca să vă aplicați acest produs. Mie, în general, nu-mi place să mintind nimic cu pensula în ceea ce privește produsele crema, pentru că nu se aplică cum trebuie, rămân pete, nu e deloc ok. Însă, pentru că au venit împreună, am zis hai să dau o șansă. Am nuanța medium și ten, produsul are SPF 15 și din denumire ne putem da seama că e ceva cu acoperire super mică. Cam așa arată produsul în sine. Și nuanța, nu cred că mi-e bună, o să pun aici pe mână două pompițe și, o nu, o doamne, prima pompiță e foarte întărită, așa, nu știu cum să zic. În fine, produsul miroase foarte bine, miroase exact ca toată gama din care face el parte. Opa. Și v-am zis, l-am aplicat de două ori, acoperirea foarte, foarte mică. Mie, în general, nu-mi plac produsele astea care au acoperire foarte mică, pentru că nu, cum să zic, pisicile de rămăcasă, așa, nu le văd rostul, adică dacă vreau să se vadă tot, nu mai mi-aplic nimic pe față. Adică dacă mi-aplic un produs, măcar să ofere o oarecare acoperire. Ok, mai întâi l-am luat cu degetele. Adică mie mi se pare că parcă arată mai rău fața după ce aplic ceva cu acoperire mică decât înainte. Asta e impresia mea. Vedeți că în primul rând produsul oxidează. După ce l-am aplicat pe față, cred că se vede că pe la margine a început să se închidă la culoare. Și încep și îl întind cu pensula, da? Bun. Da, Leo, știu. Deci produsul s-a maronit maxim. Cred că se vede chestia asta. Asta mă deranjează.
că oxidează în halul ăsta. Treaba e că pe mine m-au pus să-mi aleg ce nuanță vreau. Eu am ales medium, ei au fost drăguși și mi-au trimis și ten. A, și asta mai vreau, că se cojește, deci e groaznic. Am început bine tutorial. Dar faza e că prima nuanță era foarte... cum să zic, era roz. Avea sub ton roz, avea sub ton rece și mie nu mi se potrivește. Da, uite că partea asta o uitasem. Da, deci în momentul în care îl întinzi, o, doamne, mi s-a lipit o părul de frunte, se întâmplă chestia asta, vedeți? Croaznic, deci nu știu. Și am încercat să tapotez cu pensula, exact ca cu un burețel, să întind. Nu-i bine nicicum. Deci uitați-vă și voi cum arăt. Da? Asta se întâmplă în cazul meu cu acest BB cream. Orice bază aplic, orice cremă am pe dedesubt. Nu știu care e faza. Da. Deci deja îmi vine să mă duc să mă demachiez. Ok, și ca să fiu corectă și față de brand, pentru că sunt drăguți oamenii de la Hello Body, credeți-mă, și multe dintre produsele lor îmi plac, dar ca să fiu corectă și față de mine și să fac dreptate și produsului, m-am dus la baie, m-am demachiat frumos și am produsul aici, am burețelul și hai să încercăm. Poate cu burețelul se aplică, vreau să fiu corectă, v-am zis exact adevărul așa cum e, n-am încercat deloc până acum să aplic produsul cu burețelul pe față, poate o să arate foarte bine, nu știu, hai să aflăm împreună. Dacă tot... Așa... Pac, pac, pac... Cred că am aplicat un pic mai mult de data asta. Și hai să începem să-l întindem. Chestia asta cu oxidatul e un pic deranjantă. Burețelul nu se întâmplă chestia aia. E foarte, nu știu cum să explic, spumos așa, adică în momentul în care umblu cu burețelul pe față se aude, nu știu cum să explic, spumos, exact asta e senzația. Când tind ceva spumă pe față, acoperirea este foarte mică, dar culoarea nu mai pare atât de nepotrivită pe cât era mai devreme. Dar, aoleu, pe unde nu... Ah, se văd, nu știu cum să explic, deci eu întind produsul, dar se văd marginile lui și se închide. Ah, firar. Da, nu știu. E, nu e atât de rău pe cât era, însă, ia uitați, a oxidat. A oxidat și se văd mai ales pe frunte niște margini foarte stranii, care nu pot să zic că mă încântă neapărat. Da, produsul în continuare nu-mi place, nu e pentru mine. Cu pensula era, ați văzut și voi cum, cu burețelul într-adevăr e mult mai ok, cred că mi-am dat cu desta prin păr, nu-i așa? Da, se vede că e seara, sunt mult mai agitată decât sunt în general. Aoleu, s-a închis mai tare la culoare, așa? Ia uitați aici, vedeți? Da, asta e problema, nu știu care e faza cu el, oxidează foarte, foarte tare. Da, îmi pare rău, Hello Body, ce să zic, nu mă mulțumește acest produs pe mine, nu mi se potrivește, poate ar fi și persoane mulțumite de el, pentru mine nu merge și cred că v-am arătat exact de ce. Mai departe, am un produs pe care l-am într-o nuanță greșită și vreau să vă arăt cât de, cum să zic, rău poate să arate în momentul în care îți greșești cumva nuanța anti-charcoal-ului. Am aici un concealer de la Bobbi Brown, care este o nuanță super deschisă pentru mine și un subton nepotrivit. De fapt, el se numește corector Porcelain Bisque. Subtonul nu știu neapărat dacă e... De fapt, e foarte roz. Dacă era în zona aia de somon, era mai ok. Cam așa arată nuanța. Și produsul în sine, nici eu nu pot zic că îmi place neapărat, pentru că am încercat să-l folosesc pe o prietenă când am machiat-o, o prietenă care are tenul foarte, foarte alb. Deci această culoare de concealer, care pentru mine nu merge, pentru ea era super bună, îi se potrivea perfect. Însă, acoperirea lui, chiar dacă el este un anticearcă în cremă și e mai gros, încarcă mai mult și ar trebui să aibă o acoperire mai mare, are o acoperire mică. Și cumva... Nu știu, crease o zonă gri, ceea ce mi s-a întâmplat și mie, și se vedea perfect prin el, adică, și din punctul ăsta de vedere nu îmi place. Și v-am zis, genul ăsta de anticearcă oricum usucă, oricum e un pic mai dificil, nu toată lumea îl suportă nici pe față, nici sub ochi, dacă ai, nu știu, poate riduri de expresie sau dacă ai zona mai uscată, imediat se vede și arată rău. Deci, și presupun că fiind Bobbi Brown, e și destul de scump, dar mă rog.
am zis, nu știu cum e, ar fi nuanța mea, poate nuanța mea ar fi un pic mai ok, deși v-am zis, am testat și concealerul acela cremă de la MAC, am uitat cum se numește, acela faimos, cum e prolongul, doar că varianta în borcănaș, și acela chiar avea acoperire mare, am testat și Catrice, care e un dupe după acela, și într-adevăr, exact consistența asta cerată, mai groasă, încarcă mai mult, dar măcar alea acopereau și era cumva un compromis pe care îl faci, gen ok, am un pic zona mai încărcată, dar măcar e acoperită și arată super ok. Cu asta nu prea, și l-am întins cu degetul ca să încălzesc produsul, însă da. Aveți aici un exemplu de culoare greșită de anticearcăn și de cât de mult rău poate să facă. Cred că arăt mai rău decât arătam înainte. Vedeți, zona e prea deschisă, sunt foarte gri sub ochi, n-am rezolvat nimic. Nu o să setez cu pudră pentru că nu am o pudră care m-a dezamăgit. Și oricum ăsta nu are neapărat nevoie să fie setat, pentru că e destul de gros și setat nu știu cât de ok ar fi. Dar hai că vedem, ne adaptăm pe parcurs. Acum, la capitolul bronzere, am mai multe aici care... Și sunt la fel, din diferite motive aici. Avem în primul rând acest bronzer de la Rimmel London, care este nuanța Natural Bronze, nu, e Natural Bronzer, nuanța 026 Sunkissed. Cam așa arată el. Este un bronzer care are un soare și care e o nuanță super greșită pentru mine. Greșită în sensul că e prea... Cred că e prea roșiatic cumva, eu fiind destul de albă, dar nu e doar asta la el. E și foarte greu de aplicat din cauza consistenței, nu știu cum să vă explic. E foarte patchy, e prăfos și oricum încerc să-l aplic, ies pe minus, adică n-arată ok. După aceea am un produs pe care nu știu dacă vi l-am arătat vreodată. Mi l-a dat, cred că mama, și cred că mi-a zis că l-a cumpărat sau l-a primit de la un magazin de haine, ceva de genul. Este un produs de la Max Factor. Trebuie să vi-l arăt cumva ca să-l vedeți. Deci, Max Factor, am senzația că n-am mai scos un produs nou de... ani sau ceva de genul. Ăsta se numește Miracle Glow Duo Pro Illuminator. I know. Uitați-vă și voi la aceste culori. Mereu mi-e foarte greu să-l deschid. Cam așa arată el. Acest produs, ci că ar fi un iluminator. Nu știu cum, nu știu ce pe ce planetă. Avem aici o nuanță mată, care e un... foarte greu de descris. Asta e, da? Ce vedeți aici pe degetul meu? E un... crem, portocaliu, ceva. Și apoi vine și nuanța si de fată, care e mai aproape de ce știm noi că e un iluminator, care e o nuanță atât de urâtă, n-am cuvinte pe lumea asta. Și care arată cam așa pe piele, nu se mai vede atât de tare din maro, rămâne auriu ăsta, dar... l-am testat de câteva ori pe față și de fiecare dată a trebuit să-mi aplic deasupra mult de contur ca să nu se vadă, pentru că arată foarte ciudat. Deci probabil că o să încep cu ăsta, să-l aplic, după care continui cu celelalte. Mai am aici un produs de la Girovital, care el este un blush. Nu știu dacă l-am băgat prin clipuri de-astea cu produse care m-au dezamăgit, pentru că am tot avut așa o relație de love-hate cu el. El cam așa arată, n-are culoare de blush, este culoare de bronzer, adică e nuanța brown. E destul de straniu, în sensul că e foarte prăfos, e greu de aplicat, pentru că e prăfos și se pătează, o să vedeți. Și nuanța nu-mi place deloc. E un portocaliu așa maro, sidefat, care nici ca blush nu mi se pare că arată foarte bine. Adică... și e foarte prăfos, foarte, foarte prăfos. Și am avut momente în care am vrut să-l arăt în clip. Nu mai știu, am senzația că nu l-am arătat totuși. După aia începeam să îl folosesc, să zic, hai frate, l-aplic pe post de blush. Trebuie să ne înțelegem noi cumva, dar nu. Nu-mi place. Și cam asta la capitolul bronzer. Este acest produs de la Jeffree Star, care e foarte mișto, consistența lui e super, dar problema este culoarea. Și apropo de ce vorbeam de anticearcăn, și un iluminator de o culoare greșită poate să strice un look, din păcate. Cam așa arată el, este nuanța Skin Frost, Nefri, cred, cam așa. Și cred că și Sormea are acest iluminator tot într-o nuanță greșită, într-un alb foarte deschis, care n-arată bine pe față. Și acest produs... e superb, adică dacă te uiți la culoare, dacă ar fi un fard culoarea asta și așa mai și folosesc, e super, e sidefat, este așa înghețat, e pigmentat, e foarte ok, dar ca iluminator n-arată bine. Cred că l-am purtat de câteva ori, însă atunci când te uiți din față, se văd așa ca niște pete. O să vedeți. Hai să începem să ne distrăm cu acest iluminator. Iluminator, mă rog, el e iluminator, dar el e de fapt un bronzer. O să mai aleg o pensulă de aici.
Stai să mă gândesc cu ce am putea lucra. Oricum, produsul mi se pare straniu de-a dreptul, adică nu știu cum aș putea să fac să mă înțeleg cu el, dar eu o să încerc. Da, nu știu, deci sunt... cred că o să iau această pensulă, sper că e ok. Și voi lua mai întâi nuanța aceasta mată, cu care voi contura eu. Se vede, e ok. Cât se poate vedea din acest portocaliu superb. Ei, pensula e ok și pentru produse cremă, din ce văd. Foarte bune pensulele astea de la Essence. Le știți, vi le-am mai arătat. Da, deci din start nuanța este super greșită pentru a bronza fața, pentru că e prea portocaliu, prea galben și nici ca blush nu mi se pare ok. Consistența, să zicem, nu-mi dau seama dacă mi-am mutat produsul de dedesubt, pentru că acoperirea e prea mică ca să-mi dau seama dacă e sau nu. Uitați-vă pe nas cât de rău arată. Eu arăt foarte rău în momentul ăsta, ador clipul ăsta. Așa, iar acest iluminator, o ceva ce e el, zi de fapt, o să-l folosesc un pic mai sus. Deci straniu arată în momentul în care dau cu pensula. Nu știu dacă se vede. Așa, îl folosesc un pic mai sus pe pomeți ca să și iluminez și să și bronzez. Deci eu nu știu, voi vedeți ceva? Văd că se face portocaliu în continuare. Portocaliu maroniu, așa, dar cam atât. Da, nu știu dacă produsul ăsta mai există pe piață. V-am zis, mama l-a primit sau l-a luat de la un magazin de haine și mi l-a dat mie. Probabil l-a primit odată ce mi l-a dat mie, că dacă era să-și-l cumpere, îl păstraia. Dar e foarte straniu, așa mi se pare. Sigur, e din vreo colecție de acum 100 de ani, pentru că e un produs pur și simplu straniu. Pe mână eu văd niște scripici, dar pe față... A, ba, nu, și pe față. Ei, lasă așa un SIDF relativ ok. Dar în continuare, culoarea este stranie de-a dreptul și n-aș ști cum să includ acest produs în rutina mea. Cred că pot să-l aplic așa pe toată fruntea, să dea un pic de iluminare, dar... Ioi. Vreți să-mi conturez și nasul acum? Hai să-mi conturez și nasul, dacă tot să iau o pensulă mai mică și abia aștept să mi se facă nasul galben, dar măcar o să pară mai mic. Superb, superb, superb. Foarte frumos. Blenduim ca să n-avem cumva linii. N-am vrea asta. Pot să trec așa pe toată fața ca să fim siguri că arată totul super. Ioi. Acum continuăm cu acest bronzer pe care o să-l aplic pe post de gen semi-contură ceva, după care vin cu ăsta ca să-l blenduiesc pe ăsta în sus. O să vedeți la ce mă refer. În general, atunci când am de-a face cu un bronzer foarte pigmentat, m-am folosit de pensulă mai mare ca să am siguranța cumva că nu fac pete cu o pensulă mică. Vedeți că s-a luat foarte mult produs și las pe mână pe majoritatea. Nu pun niciodată de pe mână pe față. A, și produsele astea de genul ăsta de la Rimmel miros foarte urât, miros a vechi. Chiar dacă l-ai deschis ieri, gen miroase super aiurea. Așa, și o să vin și o să tapotez. O, nu, se întâmplă. Devin ușor, ușor portocalie. Așa. Super drăguț. Da, e foarte important să ne luăm nuanțele corecte și eu mai dau în bară, uneori mai iau bronzere, la bronzere mai pățesc, ăsta e primii nu-i luat de mine, dar nu vă faceți griji că și eu mi-am luat un bronzer de la Essence, o nuanță foarte închisă și la fel, trebuie să am super multă grijă și oricum nu mă avantajează foarte tare, dar lasă că mă bronzez eu când noi ajunge pe la mare, poate mai curând decât credeți, cine știe, eu zic să mă urmăriți pe Instagram. Așa, și după aia când o să fiu un pic mai închisă, foarte posibil să mi se potrivească mai bine. Dar, da, e super important să ne alegem nuanța corectă, pentru că un subton greșit la un fond de ten, o nuanță greșită la un bronzer poate să strice lucrul și nu neapărat să strice gen arăți ca un palumpa, nu poți ieși pe stradă. Dar în momentul în care te uiți la o persoană care are, de exemplu, subtonul greșit la fondul de ten, gen ea are subton galben și și-a luat un fond de ten cu subton roz, te uiți și ceva e efectiv greșit, ceva e dubios, adică poate nuanța e la fel... Ca nuanță mă refer, la fel ca și corpul, gen față e la fel ca și corpul, dar dacă subtonul e greșit și arată mai roz, gri, te uiți și ai că ceva e în neregulă, efectiv. Nu știu cât de tare puteți să mă luați în serios, având în vedere că am fața asta, dar eu chiar încerc să zic ceva aici.
Sunt drăguță? Sunt foarte bronzată. Exact. Ce ne mai trebuie în continuare este și mai mult bronzer, doamnelor și domnilor. Și o să iau pe asta de la Gero Vital. La fel, iată pensulă. Super mult produs se ia, foarte profos. Și-l aplic un pic mai sus ca să difuzez bronzerul de mai devreme. Să nu uităm de maxilar. Foarte important. Da, micuți. Hai încoa. Nu o să te sperii. O, Doamne, o, Doamne. Abandonați. Deci cu zona asta așa foarte albă în jurul ochilor și cu portocaliu pe față sunt superbă. Mai departe. Aici mai am două iluminatoare care erau, mă rog, sunt o cutiuță cu alte chestii care nu-mi plac. Nu știu neapărat, adică sunt oarecum dezamăgiri, nu sunt preferatele mele. Am iluminatorul de la Elf, care la un moment dat mi-a plăcut destul de tare, dar din nou, acum că mă uit în urmă, subtonul e oarecum greșit, e un pic cam prea alb gălbui și pe față n-arată senzațional, dar eu foloseam produsul așa, gen, ca și blush. Și era relativ ok. Asta e aici, nu neapărat pentru că m-a dezamăgit, dar vă dați seama, dacă îl țin deoparte, nu prea îl folosesc. Și mai am aici o problemuță cu acest iluminator de la Colourpop. Nuanța Smoke and Whistles, care e superb. Deci e foarte frumos, o să vă arăt imediat. E foarte, foarte frumos, e un rozaliu, finuț, cu un sclipici finuț, super drăguț. Problema este că el e un iluminator cremă, care mută tot ce e pe dedesubt pe față. Întotdeauna am problema asta și problema e că dacă nu-l fixez cu un iluminator cremă, rămâne lipicios. Așa că la fel, pe ăsta nu prea folosesc. Și da, cred că o să-l aplic acum, dacă tot e aici. Ai această onoare, boss? Ia să vedem. Cred de păr de pisică. O să-l aplic în colțul interior. În general, iluminatoarele astea cremă mi se par atât de tricky, sunt greu de aplicat. Și nu le văd sensul, adică un iluminator pudră e foarte fain. A, alea care sunt lichide sunt faine, pentru că poți să le amesteci cu fundă de ten, poți să le amesteci cu crema de corp și au sens. Dar așa, nu știu. Da, micuț. Vine și nasul, pentru că e atât de portocaliu încât un pic de iluminare o să-i dea exact acel detaliu de care avea nevoie. Mai departe, mai departe. Hai să aplicăm și iluminatorul de la Jeffree Star ca să înțelegeți ce voiam să zic. O să încerc să nu iau foarte mult. Deci, în momentul în care îl aplic, se vede cât e de frumos. Da? E superb. Pentru că se vede cât de intens este, cum are o textură super fină și stripiciul ăsta nu e mare deloc. E un iluminator foarte calitativ. Însă, nu știu dacă se vede din față, cam niște dungi și arată super dubios. Pentru un look de festival, pentru un look artistic, dacă vreți să vă faceți toată fața mov, si de fată, este superb. Însă pentru zi cu zi, că până la urmă despre asta vorbim, adică degeaba, și eu mă uit la tutoriale de-astea cu machiaje mai speciale, mai de zi cu zi nu prea poți să te machiezi așa, pentru că este straniu, nu știu. Sunt și persoane care pot să o facă și să simt minunat, dar eu mă refer acum la majoritate. Nu cred că putem așa să fim super deschise și să purtăm la ceva și să ne simțim ok. Eu cel puțin una nu pot. Uitați-vă și voi cât de minunat arăt. Repet, iluminatorul foarte calitativ. Sunt sigură că într-o nuanță potrivită mie arată superb. Cafard este genial. Și vreau să fac aici o mențiune. Cred că pe un ten închis, gen pe o negresă, pe o mulatră, cred că arată superb. Și mi-am dat seama zilele trecute că fardul albastru de ochi și fardul mov de ochi astea închise au fost făcute pentru negrese. Arată superb pe pielea lor, arată genial, le scoate superb ochii și pielea în evidență. Nu zic că pe noi nu arată bine, dar pentru ele sunt efectiv făcute. Și cred că ăsta, pe o negresă, arată efectiv superb. Dar pe mine, nu, această nuanță cel puțin. Sau doar așa, ca să mă distrez, sau la ochi, așa cum ziceam. Hai să trecem acum la sprâncene, pentru că am ceva super mișto și pentru asta, nat. Un produs pe care, după ce l-am testat, l-am aruncat direct aici, în... Aici, mă rog, voi nu vedeți cutia, e o cutie din asta cu produse care nu-mi plac. Și de atunci a rămas aici. Este vorba despre acest Eyebrow Pen semi-permanent de la Essence. E un produs pe care cred că l-am luat din DM, cred, habar n-am, oricum, mi s-a părut interesant, sau nu mai știu de unde l-am oricum, dar nu-mi place. Are așa aici trei vârfuri cu care poți să-ți desenezi gen fire de păr și îmi imaginam eu că o să arate super bine. Însă,
Chestiile astea pe care le vedeți voi aici sunt foarte înțepăcioase. Produsul în sine este gen zero pigmentat. El este într-o nuanță de asta mai deschisă de blond. Dar dacă e într-o nuanță de blond, asta nu înseamnă că n-am nevoie să se vadă. Adică dacă nu vreau să se vadă, nu mi-l cumpăr. Știți ce zic? Mă dau cu nimic, mă dau cu ceva invizibil. Nuanța în sine e drăguță, adică dacă mă zgâresc aici mai mult, e o nuanță potrivită pentru o blondă. Un maro așa neutru e super drăguț. Produsul în sine foarte apost. Însă chestia asta nu prea desenează, produsul în sine zgârie și n-ai făcut nimic. Deci mi-amintesc că m-am chinuit să-mi fac sprâncene cu el o grămadă. Ah, ce zgârie! Ah, ce mă enervează! Tocmai mi-am amintit de ce nu-mi place. Chestia e că oricât de mult insistam eu într-un loc să deseneze, tot nu era mulțumit. Adică e atât de sheer, atât de nepigmentat, încât acolo încă rămâne golul. Nu știu, nu pare că fac nimic, sincer. Am făcut ceva, arăt mai bine. Da, nu știu. Aproape, a făcut aproape nimic. Culoarea e ok, adică dacă ar desena, ar fi super fain. Și conceptul în sine e foarte mișto. Sunt sigură că există și markere de genul ăsta care funcționează bine. Încă desenezi exact fire de păr și arată foarte natural, dar trebuie să se și vadă și trebuie să nu-mi dea sângele în timp ce mă dau cu el. Că e atât de zgăricios. Cred că se și aude ea. Cred că se aude. Acum simt că e mai ud. Cred că... Ah! Am mai coborât produs. Cred că apăs și eu cam tare. Ah, ce... Oh, mă zgârie rău acum. Ok. L-am ascuțit pe sprâncene și m-am zgâriat pe mână. Da. Super. Ce să zic? N-am meritat cei 13 lei pe care i-am dat. Nu. Adică treaba asta pe care a făcut-o el, gen că mi-a dat un pic de culoare sprâncenelor, puteam să o fac foarte lejer cu un fard de ochi. Nici nu mai trebuia să-mi cumpăr ceva de sprâncene, un fard de câțiva lei, adică. Și ca să fim foarte siguri că ce am construit pe față rămâne aici, o să-mi fixez fața cu acești spray de fixare de la Essence, care se numește You Better Work Fixing Spray. Un spray pe care mi l-am cumpărat vara trecută și pe care l-am consumat cam atât, însă am senzația că îmi irită tenul, pentru că, probabil bănuiesc eu, are mentol. Are mentol la ingrediente, asta știu sigur. Bănuiala mea este că el îmi scoate niște coșuri borbonele, dar eu să-l folosesc totuși pentru că, why not? Sper că nu-mi strică și mai tare ce am aici pe față. Pompița asta s-a stricat de când l-am mai folosit. Nu mi se pare că face mare lucru. Nu, nu, zic că face machiajul gym-proof sau nu. Nu mergeți machiate la sală sau dacă mergeți de machiate vă după aia că n-arată, nu e ok. O, Doamne, o, Doamne, am încercat să-mi șterg produsul de sprâncene de pe mână și vreau să vă arăt cum s-a făcut, s-a făcut verde. O, Doamne, a, dar el... Acum realizez că el zice că este semi-permanent. Da, de unde vreau să rămână verde după ce mă demachez, Dumnezeule! Ok, ok, nu ne panicăm. Sper să nu-mi cadă sprâncenele. Mai departe, la capitolul ochi, n-am o paletă sau ceva care m-a dezamăgit. Adică, în general, dacă nu prea mă impresionează fardurile, nu știu, încerc să dau paleta mai departe sau nu prea o folosesc sau, nu știu, găsesc eu paleta în farsa două care îmi plac și cam asta e. Dar la capitolul dezamăgit, n-am niciun produs, așa că la ochi, cred că o să aplic... hai să aplic iluminatorul ăsta, că tot îl lăudam eu că arată frumos la ochi. O să le iau cu pensulă și o să-l aplic pe post de fard. Hai că asta arată bine, ne place. Mi-am făcut așa un look editorial, am coborât destul de mult. Super frumos, îmi place cum arată. Acum, la capitolul am două produse. Avem acest creion de la Lancôme, care mi se pare porcărie, îmi pare rău. Le Creion, nu știu cum, n-am știut mai departe. Este un creion maro. Maro-negru, cam așa, care m-a bucurat foarte tare când l-am văzut, pentru că e pigmentat, e destul de cremos. Însă nu este deloc rezistent, nu rezistă absolut deloc. Pe linia apei, dacă mi-l pun în câteva minute, încep să văd în ceață, pentru că se duce, nu rezistă nici sus, nici jos, nu-mi place. Am un creion de la Wet n Wild care e mult mai bun ca ăsta. Nu știu, nu-mi place deloc, așa că, pentru că nu-mi place, le voi aplica pe conjunctivă. N-am lentilele în ochi. De aia nici prea mă văd acolo în cameră. Dar sunt foarte sigură că n-am ce să văd. Adică sunt... nu cred că pierd nimic. El așa când îl aplici arată foarte frumos. Chiar îmi doream genul ăsta de creion. Care să nu fie nici maro, nici negru. Să fie cumva între.
și să, să poți să aplici, să reziste, să arate frumos, dar nu. Sunt drăguță, nu-i așa? O, Doamne! Iar tușul pe care vreau să vi-l arăt este acesta, pe care l-ați văzut că l-am folosit împreună într-un clip, într-un tutorial. Se numește The Real Push-Up Liner de la Benefit. Despre tușul ăsta, dragii mei, am auzit atât de multe păreri pozitive, oameni extrem de încântați la modul de a ridica un slăb și am fost foarte curioasă să testez, iată că în sfârșit am reușit și eu să pun mâna pe el. El în sine e destul de dubios, rotești de chestia asta și iese aici produsul, el fiind un eyeliner gen cremă, eyeliner gel într-un ambalaj de eyeliner pen, ceva de genul. Problema este că se aplică foarte greu, îți ia o veșnicie să-l aplici. Se fac tot felul de cocoloașe din astea, cred că se văd. Se cojește după ce-l aplici și la mine se transferă. Am zis că măcar, ok, mă chinui o oră să-l aplic. E un negru destul de intens, dar, frate, să reziste. Nu rezistă, mie mi se transferă, este o super mare dezamăgire. Iar acum mă scuzați, dar următoarele 25 de minute o să-mi aplic acest tuș, care oricum nu va rezista, dar va fi totuși un pic greu de demachiat, pentru că mi se pare combinația absolut perfectă. Să începem, zic. Ioi. Am terminat de aplicat produsul, vă recunosc că nu m-am chinuit foarte tare cu el, pentru că nu am efectiv răbdarea și știu că n-are sens să mă chinui cu el. Eu cred că mi-am explicat exact punctul de vedere și cred că și puteți vedea. Cred că de, stai să mă gândesc câte minute am stat la el, destul de mult și la un moment dat am vrut să corectez la ochiul ăsta pentru că, cum să zic, nu, e greu de explicat, când am tras cu tușul, la un moment dat s-a făcut un gol, nu era pigmentat și am încercat să pun acolo, mi-a alunecat pensula și m-am dus foarte sus. Așa că am făcut asta și la acest ochi. Și nu e ideal, dar cred că se poate vedea că e un negru relativ intens, mat, însă nu are deloc marginile definite și asta nu este vina mea, că n-are cum să fie vina mea, este vina vârfului acelui tuș, pentru că nu se poate cu el. Și cam așa arată. Ok, mai acum. Ce să zic, până acum am exact aceeași părere pe care o aveam despre produse, în afară de BB Cream, care într-adevăr arată mai ok aplicat cu burețelul, dar v-am zis că nu-mi place din motivele pe care le-ați observat. În schimb, mi-am adus aminte de culoarea asta și de faptul că îmi plac foarte mult fardurile mov și o să mai aplic pe ochi. În momentul ăsta nu arată foarte bine, Doamne, zici că sunt nebună. Uitați-vă și voi ce diferență, uitați-vă la alt clip de-al meu, în caz că nu m-ați mai văzut prin alte clipuri, machiată cu culorile potrivite, cu brosele potrivite și cum un machiaj făcut corect poate să-ți scoată trăsăturile în evidență și comparați-l cu chestia asta aici. Cu culori greșite, tehnici greșite. No words. Hai să trecem la brosele pentru buze. Avem 1, 2, 3, 4, 4 produse de buze. Bun, o să încep cu acesta. O să vă zic din nou pe scurt, în caz că n-ați văzut clipul sau poate ați uitat, să vă zic exact ce nu-mi place la ele. Avem așa, Marc Avon, un lip lacquer, care e practic un luciu de buze, mai spre ruj, foarte, foarte lucios, dar pigmentat, față de un luciu de buze obișnuit. Ce mă deranjează la el este că este extrem, dar extrem. A început să-și miroasă ciudat. O viață aveam. Extrem de incomod. Deci cu asta n-am cum să mă dau să ies pe stradă. Îl mai țineam pentru clipuri. Însă e incomod pe buze. Este și lipicios. E gros. Nici culoarea nu pot să zic că arată foarte bine pe mine, m-am și murdărit, dar este incomod, se simte așa ca o peliculă foarte groasă pe buze. Dacă, Doamne ferește, se lipește așa un fir de păr, când îl iei, e plin de produs și produsul nu se ia de pe păr, deci la modul de rămâne extrem de lipicios și neplăcut și se mai întinde și pe toată fața. Deci nu, 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 nu pot, n-am cum. Eu ziceam că nu mai port prin clipuri. De-aia e incomod, îl simt pe buze, mă face să vorbesc ciudat, mi-am atins părul și din partea asta cu el, ca să fiu sigură. Nu, nu-mi place și se adună foarte inestetic. Dacă încerci să aplici mai puțin, n-ai cum, pentru că el e făcut să fie aplicat într-un strat
mai gros. Și na. Deci primul produs nu îmi place. Insist cu faptul că nu-mi place, mi-am reconfirmat și cred că o să-l și arunc pentru că miroase relativ ciudat. Dar, mă rog, stă aici de, cred că are un an de când stă. Următorul produs, Essence Stay, Stay Matte, cică rezistă 8 ore, cam așa arată. Pe asta l-am comandat de pe Notino. Mi-a plăcut nuanța 02 Duck Face și mi s-a părut interesant. Am zis că am mai avut produse din astea de la Essence, rujul lichid, deci știu cam care-i treaba, care-i consistența, dar nu. Produsul ăsta usucă super tare buzele, este extrem de incomod și după ce e prima gură de mâncare, s-a terminat, s-a luat, s-a, e oribil. El în sine e portocaliu așa, e un nude portocaliu. Și pensul ăsta este foarte mare, oricum, nici eu nu-mi dau interesul neapărat să le aplic foarte bine, vedeți că nici nu mi-am făcut conturul buzelor înainte cu vreun creion. Nu asta e ideea, să arate bine pe buzele mele, că oricum îl iau într-un minut. Ideea e să vedeți culoarea și cum arată. Doamne, o să arate groaznic. My God. El în sine e foarte subțire, așa. Pensula asta este prea lungă, deci nu știu, Essence, ce ați făcut? Da, nu. Deci, dacă ai buzele uscate, dar nu trebuie să fie uscate. Se zice în capea ție și nefasamul de pe buze și cele mai hidratate din lume, tot o să se strângă în toate liniile de pe buze și o să arate rău. N-ai cum. L-am purtat de 3 ori în viață și m-a enervat de fiecare dată, fiindcă nu rezista, usca. N-are niciun sens. Îl mai vă recomandat pe grupurile astea, gen DM România și îmi vine mereu să scriu acolo, nu vi-l luați. Că-i nașpa. Deja a început să se usuce și să arate, arată rău. Arată așa făinos. E să nu-l lasă să se usuce, că... Vedeți, s-a luat dintr-o ștergere. Nu. Nu rezistă în niciun caz 8 ore. Nu, nu, nu. Deci nu se vede că mă șterg. Că... De obicei, când ai aplicat fondul de ten și ștergi buzele, în jurul buzelor se face așa o urmă, că ți s-a luat și fondul de ten de acolo, dar în cazul ăsta nu. Deloc. Următorul produs, NYX Liquid Suede, la fel, m-a super dezamăgit, nu rezistă, usucă, cred că avea cumva în comun treaba asta cu ăsta, dar m-a dezamăgit maxim, așteptam să fie super, super fain. Da, uite, și seamănă, și aplicatorul. Și culoarea parcă seamănă. Culoarea arată, adică nu-mi place, nu arată bine pe mine. De fapt, niciuna din culorile astea pe care le-ați văzut acum nu-mi plac. Dar stați un pic să se usuce ca să înaintesc exact ce nu-mi plăcea. Știu că nu rezista, cred că se întindea, știu că usca buzele, dar cred că mai era ceva care mă deranja la el, dar nu mai știu. Dacă nu l-am mai purtat de mult... Dar ca să vă explic, ca un produs de buze să mă enerveze atât de tare încât să-l pun în cutia asta și să nu-l folosesc, trebuie să fie de nepurtat, pentru că mai am așa rujuri care nu rezistă, rujuri care poate n-au cea mai faină nuanță, rujuri mai uscăcioase, dar le combin eu cumva, le folosesc, dar dacă ajung să fie puse aici după două ture de utilizare, e de rău, deci e un semn că ceva nu e ok. Ah, mi-am amintit, rămâne lipicios. Și te-ai gândit că rezistă, dar nu e cazul. Da, nu recomand. Dacă vreunul din produsele astea vouă vă place, ce să zic, mă bucur, că... Nu vrea nimeni să cumpere un produs sau să primească un produs și să nu-i placă. Vedeți voi pe micuța acolo în spatele meu revoltată pe ceva? Și ultimul produs de buze este Lip Sensation Matte Mousse de la The One. În această nuanță, nu știu cum ar fi fost dacă l-aveam în altă nuanță, dar nuanța asta săraca, n-ai cum. Deci uitați-vă și voi un pic, da? Cum arată. Deci mai patchy decât atât nu există. Culoarea e frumoasă, ce să zic, dar se aplică foarte neuniform și el în sine este într-adevăr un mus. Adică e genul de ruj exact ca musul de ciocolată. Chestia asta cred că îl face să fie patchy și nu se usucă. Adică în momentul în care îl aplici și îl întinzi și oricum nu s-a întins bine și aștept să se usuce, aștept degeaba pentru că nu se întâmple. Ajutor? Nu știu cum e cu nuanțele mai deschise, dar asta închisă cel puțin.
Deci e foarte frustrant să te dai cu un ruj și oricât insisti să fie în continuare patchy. Nu vă uitați la conturul meu, arată horror, dar în general atunci când ai un ruj din ăsta care nu e foarte opac, care e pece, după cum spuneam, de obicei revii cu al doilea strat ca să-l faci să nu mai fie așa. Dar la rujul ăsta n-ai cum să faci asta, pentru că primul strat nu se usucă. Și în momentul în care... Deci eu dacă las acum rujul ăsta 5 minute... Încerc acum să repar, mă spune, nu mi-e. Deci dacă las rujul ăsta 5 minute să se usuce, după aia vin cu un nou strat. Era liu. În primul rând că o să se facă aproape de negru și nu ne dorim asta. Și în al doilea rând, tot o să fie patchy, pentru că o să se ia în timp ce dau produsul de pe dedesubt. Nu, n-ai cum. N-ai cum, nu. Și oricum, mie nu-mi place cum stă cu buții așa închise, mi se pare că nu arăt deloc bine. Dar, da. Cam gata, dragii mei. Astea sunt produsele care mie nu-mi plac și care încă se mai află în colecția mea. Produse cu care nu pot să mă înțeleg. Orice fac, oricât mă chinui. Azi, într-adevăr, poate n-am luat foarte mult în serios, în sensul că nu m-am chinuit să-mi placă. Nu n-am luat în bătaie de joc sau în râs toată situația. Nu mi-am bătut joc deloc, deși, după cum arăt, nu pare. Dar credeți-mă că n-am niciun interes să fac chestia asta. Eu mi-aș dori ca toate produsele pe care le... Okay. Le cumpăr și primesc vreodată, toate să-mi placă. Evident că îmi doresc asta, logic, da, dar din păcate nu e așa, na, ce să fac? Și dacă erau, să zicem, ok ele, dar nu îmi plăceau mie neapărat, le dădeam mai departe. Dar au rămas la mine pentru că nu merită nimeni să le primească. Atât de rele sunt. Nu că nu merită acest tratament nedrept, să zic. Ok, ca să fiu sigură din nou că rezist, o să mai aprind și pe defixare. Perfect. Și să merg în club acum, nu glumesc. Doamne, o, doamne, și cu fața udă așa arăt superb. Da. Îmi pare rău că arăt așa, sincer, dar da. Ăsta a fost clipul. Sper că v-a plăcut, sper că v-a distrat. Eu m-am distrat, ce să zic, rezultatul este foarte potrivit pentru a fi demachiat. Însă, v-am zis, părerea mea, ne-am distrat astăzi, luați clipul ăsta ca pe ceva așa haios. Și... Vă mulțumesc că v-ați uitat. Ne vedem foarte, foarte curând cu un nou clip. Și puteți să-mi lăsați în comentarii un produs cu care, oricât ați încercat, nu v-ați putut înțelege. Și să zicem că e și un produs despre care ați auzit multe, pe care laudă toată lumea, dar numai la voi nu merge. Am întâlnit și eu de-a lungul timpului cu produse de genul ăsta și mă întrebam cum poate să placă cuiva. Așa că dacă aveți un produs de genul ăsta, sunt curioasă să-mi lăsați și mie în comentarii. Gata, mă duc să mă demachez. Vă mulțumesc mult că v-ați uitat, vă pup și ne vedem foarte curând cu un nou clip. Pa!